Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii martie ne va încânta încă de luni cu aspectul armonios al lui Mercur și Uranus. Acest lucru va stabili tendința pentru cea mai mare parte a săptămânii, totul neobișnuit, interesant și neașteptat. Deosebit de succes în această perioadă vor fi cei care sunt angajați în domeniile intelectual și tehnic, electronică, știință și inginerie. Pentru afaceri, aspectul este favorabil cu idei noi, cunoștință și explorarea unor zone necunoscute anterior. Este posibil să-ți îmbunătățești situația financiară cu ajutorul unor surse de venit neașteptate, investiții în start-up-uri și soluții non-standard. Pentru gemeni și fecioare, aceasta este o perioadă bună pentru întâlnirea cu prietenii și discutarea problemelor stringente. Prietenii pot sugera calea corectă de ieșire din situații dificile. Pentru vărsător și capricorn, tranzitul va aduce o eficiență sporită, abilități de comunicare, precum și oportunități de îmbunătățire a sănătăților. Diagnosticul și examinările făcute în această perioadă vor fi exacte și eficiente. Scorpionii pot găsi o soluție originală la problemele familiale sau personale de lungă durată. Sextilul lui Marte și Chiron de Miercuri va continua tendințele pozitive de la începutul săptămânii, iar aici diplomația combinată cu forța și determinarea vor trece în prim plan. Abilitatea de a-și convinge adversarii va fi deosebită de evidentă la Balanță și Săgetător, în timp ce Berbecul și Scorpionul îi vor încânta pe alții cu inteligența și reacțiile lor neobișnuite la lucrurile de zi cu zi. Într-un mediu profesionist, Capricornii, Berbecul, Fecioarele și Racii vor vedea foarte clar deficiențele și greșelile colegilor lor, dar o greșeală și mai mare ar fi să-i arăți cu toată directitatea și intransigența marțiană. Cea mai bună armă ar fi tact și oferirea de ajutor. Aceste lucruri nu numai că va ajuta la evitarea conflictelor și confruntărilor, dar vă va ajuta și să obțineți oameni și parteneri de încredere, care au aceleași idei. Conjuncția dintre Mercur și Neptun vineri va spori creativitatea și inspirația, precum și va crește sensibilitatea sănătății față de mediu. O tendință spre visarea cu ochii deschiși și autoînșelare se poate manifesta în pești, care vor fi înclinați să facă planuri nerealiste și să viseze la lucruri complet fantastice. Se recomandă fecioarelor și gemenilor să evite alcoolul, iar săgetătorilor să fie deosebită de atenți la alimentele pe care le consumă din cauza riscurilor de otrăvire. Racii și leii ar trebui să acorde mai mult atenție rudelor și copiilor, în principal din cauza posibilelor probleme de sănătate. Sextilul Soarelui și al lui Uranus de sâmbătă va fi un moment foarte bun pentru sfera afacerilor, mai ales pentru cei care au plănuit de mult să se exprime clar și să ajungă la un public mai larg. În această perioadă vor apărea multe idei interesante, originale în rândul leilor, scorpionilor și capricornilor, iar aproape toate aceste idei vor fi destul de reale și pot prinde foarte repede viață. Schimbările în sfera romantică de natură pozitivă sunt posibile pentru berbec și vărsător, care vor fi în vârful sentimentelor și emoțiilor lor. Săptămâna se va încheia cu o lună nouă în zodia peștilor, care va întări abilitățile intuitive nu numai ale peștilor și racilor, ci și ale taurului. Aceștia din urmă vor fi neobișnuite de sensibili la emoțiile din mediul lor, dând dovadă de empatie și înțelegere. Pentru Balanță, luna nouă va fi un moment bun pentru a începe reparațiile sau construcția, iar pentru Berbec, pentru a începe o nouă afacere, o nouă zonă de activitate sau de antrenament. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!